În județul Hunedoara se observă o creștere exponențială a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 în ultimele zile. Acest trend a început din 27 decembrie anul trecut, când rata era de 0,61 la 1000 de locuitori, iar în ultima săptămână creșterea a fost masivă, pe 5 ianuarie incidența fiind de 0,83, iar astăzi de 2,03. În atare condiții, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, Sebastian Mezei, prezent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, crede că ne așteaptă o primă jumătate de an extrem de grea, întrucât, ca și astăvară, populația în perioada sărbătorilor de iarnă nu a mai respectat măsurile de siguranță sanitară, iar incidența de infectare cu COVID-19 va crește în continuare. A fost complicat, n-a fost un an ușor, nici anul acesta nu se anunță foarte ușor, cel puțin în prima parte a anului. Așa cum știți, incidența este pe un trend crescător și cum ați și prezentat și dumneavoastră, este un trend accelerat și va o creștere exponențială în ultimele 4-5 zile. Ne așteptam, era de așteptat după partea de relaxare, după zilele acestea în care lumea s-a relaxat și a uitat din nou de... De fapt, am repetat greșelile de astăvară. În aceeași emisiune, directorul DSP Hunedoara a mai afirmat că, deși conform studiilor efectuate în țări cu rată de vaccinare ridicată, tulpina Omicron nu pare a fi extrem de contagioasă. Cu toate acestea, conform lui Sebastian Mezei, în România situația este radical diferită, întrucât gradul de imunizare al populației este undeva la jumătatea nivelului Uniunii Europene, iar intenția de vaccinare a românilor a scăzut aproape spre zero. Din păcate, în acest moment, nu doar că am repetat greșelile de astăvară, dar ne și întâlnim cu o tulpină nouă, care este mult mai transmisibilă. Conform studiilor făcute la nivel european, nu ar fi atât de agresivă. Doar că acele studii... De Omicron, da. Doar că acele studii au fost făcute pe populații cu acoperire vaccinală foarte mare. Discutăm de 70-80% la nivelul Uniunii Europene, persoane vaccinate. O să vedem cum va evolua la nivelul țării noastre, pentru că aici discutăm de 44-45% acoperire vaccinală. Destul de puțin comparativ cu alte țări și se păstrează în continuare parcă acest... Da, se păstrează. A scăzut foarte mult intenția de vaccinare. De fapt, cine a vrut să vaccineze a avut posibilitatea și a avut variante nenumărate la dispoziție să o facă. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.